Chiar dacă școlile sunt închise, este important să investim în continuare în educație, practic în viitorul orașului nostru și al țării noastre. În acest sens, un număr important de școli și licee continuă o listă și așa lungă a școlilor și liceelor care atrag fonduri europene și în care noi investim. Astăzi este rândul școlii 7, școala Remus Opreanu, cea de pe Adam Clisi, practic cea mai mare școală din Tomis Nord, o școală unde avem o echipă minunată de profesori, învățători și e o efervescență la Remus Opreanu. Această școală, cu ajutorul fondurilor norvegiene, municipalitatea participând cu 15% cofinanțare, va fi modernizată. Merg mai departe și către licee. Avem două licee, Decebal și Traian, care se alătură unei liste în care mai regăsim Mircea cel Bătrân, Ovidiusu, Mihai Eminescu. Am aprobat proiecte prin care, cu fonduri europene, modernizăm și dotăm liceele. Traian, 13,5 milioane de lei. Decebal, aproape tot 13,5 milioane de lei, ca să nu se certe. Și de asemenea Telecom, liceul de telecomunicații, 10,2 milioane de lei.